Se pregătește cel mai răsunător proces de divorț. Soțul Dianei Șoșoacă a depus astăzi actele de divorț la judecătoria sectorului 2 și, mai mult decât atât, nu mai vrea să-i lase senatoarei numele de familie. Cu mai multe detalii, ni se alătură colega mea, Adina Iliescu. Bună ziua, Adina, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor. În urmă cu puțin timp, aici de la judecătoria sectorului 2 a ieșit Silvestru Șoșoacă, care a depus actele de divorț. Spunea acesta că are încredere în justiția din țara noastră și are în spate o echipă de avocați și o strategie bine pusă la punct. Mai mult decât atât, susținea Silvestru Șoșoacă faptul că își dorește un proces rapid, tocmai pentru ca senatoarea să nu poată folosi numele său de familie pe listele pentru alegeri. Lucru care o nemulțumește pe senatoarea Diana Ivanovici Șoșoacă, pentru că aceasta a ieșit în spațiul public și a susținut faptul că se simte ca o văduvă și va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a întârzia acest proces de divorț. Vă reamintesc faptul că scandalul între cei doi a pornit în urmă cu aproximativ o lună, când senatoarea l-a dat afară din partid pe soțul său, iar de atunci a început războiul în familie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristina, înapoi la tine! Mulțumesc, Adina. Florin Salam și-a făcut apariția zâmbitor în această dimineață la secția 2 de poliție, unde a ajuns pentru controlul judiciar. Domnul Florin, v-ați anulat cântările? Artistul a stat mai puțin de 2 minute și a ieșit bine dispus din sediul instituției. În prezent, el este cercetat sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune, după ce mai multe persoane l-au acuzat că ar fi încasat bani în avans pentru a cânta la evenimente, iar apoi nu s-a mai prezentat. Premieră în justiția din România, un adolescent a fost condamnat la închisoare după ce a agresat 2 colegi cu nevoi speciale. Tânărul în vârstă de 16 ani, originar din Bacău, a fost acuzat de bullying și va face corecție într-un centru de reeducare pentru minori. Într-o țară cu peste 5.000 de cazuri de agresiune raportate anual în școli, acesta este primul sancționat de lege. Cu mai multe detalii, ni se alătură colega mea, Delia Sandulachi. Bună ziua, Delia! Bună ziua, Cristina! Totul s-a întâmplat la începutul anului trecut, când elevul de 16 ani și-a obligat cei 2 colegi să meargă în baia școlii, unde i-a lovit și i-a umilit. Ba mai mult, acesta a filmat totul și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Grav este că reprezentanții școlii știau ce fel de comportament are băiatul, însă nu au luat nicio măsură pentru a preîntâmpina astfel de incidente. În timp ce agresorul a spus la audieri că totul a fost o joacă, magistrații au considerat că acesta a făcut totul din pură plăcere, așadar judecătorii au ajuns la concluzia că băiatul trebuie închis într-un centru de reeducare pentru minori, pentru a-și schimba comportamentul, mai ales că părinții și cadrele didactice au eșuat în a gestiona această situație. De asemenea, dacă ne uităm la datele din anul școlar anterior, vedem că violența în școli este o problemă scăpată de sub control. Peste 12.000 de elevi și 88 de cadre didactice au primit sancțiuni pentru acte de violență. De aceea, ministrul Educației a anunțat că se discută pentru schimbarea legislației, astfel încât instalarea camerelor de supraveghere să poată fi făcută în școli fără acordul cadrelor didactice, al părinților și al elevilor minori. Momentan atât de aici. La revedere! Cine își dorește să se bucure de zăpadă, exact ca în timpul iernii, poate să meargă la Fundata. Acolo a nins cam povești, iar peisajul este de vis. Colegul meu, Adrian Jătăreanu, se bucură deja de omătul care a acoperit zona și vine cu detalii. Bună ziua, Adrian! Bun găsit tuturor! Fără să exagerez, pot să vă spun că ne aflăm într-una dintre cele mai frumoase localități din România. Suntem la Fundata, o localitate aflată la 1360 de metri altitudine și locul din țara noastră unde se spune că se respiră cel mai curat aer. Este o vreme absolut superbă astăzi, soarele strălucește pe cer și, vedeți, este iarnă în toată regulă aici, pentru că a nins în ultimele zile. Pe pământ s-au depus 20-30 de centimetri de zăpadă, iar peisajul de aici din Fundata este absolut spectaculos. Vedeți că toate gospodăriile oamenilor, toate curțile au fost acoperite de omăt, la fel și acoperișurile caselor, iar în zare se văd munții Bucegi
și acolo evident că este foarte multă zăpadă pentru că a nins în ultimele zile. Sunt foarte mulți oameni care vin aici în fundata ca să se bucure de acest aer absolut special pe care îl are localitatea. Mai trăiesc în jur de 850 de suflete aici în sat. Oamenii duc o viață foarte tihnită și sunt extrem de ospitalieri pentru că aici în localitate au apărut foarte multe pensiuni și cabane, iar turiștii care vor să experimenteze puțin din traiul acesta din fundata pot să vină aici pentru o vacanță de câteva zile. Perioada aceasta este perfectă pentru că turiștii încă se mai pot bucura de acest peisaj de iarnă absolut special, pentru că în câteva zile, cu siguranță, toată această zăpadă se va topi pentru că temperaturile vor crește foarte mult. Acum sunt 3 grade Celsius aici la fundata, nu resimțim frigul absolut deloc pentru că, vedeți, soarele strălucește pe cer și este o zi absolut superbă. Așadar, dacă nu v-ați făcut planuri pentru următoarele zile și vă doriți o escapadă la munte, dați o fugă aici la fundata ca să vă mai bucurați de ultimul peisaj de iarnă din acest sezon. Mergem acum acasă la Minodora, acolo unde vedeta și-a amenajat totul cum a visat în copilărie. Colega mea, Dana Luțu, este alături de artistă și vine cu detalii. Bună ziua, Dana! Bun găsit, într-adevăr, Minodora are o casă frumoasă departe de agitația capitalei, unde locuiește cu familia ei superbă și înconjurată de foarte multe obiecte speciale. Mă bucur tare mult, Minodora, că ne întâlnim. Vă pup, bună ziua tuturor! Bine ați venit la mine acasă! În colțișorul special al puiului tău. Da, aici cântă băiatul meu, studiază, astăzi joia asta are și deja un concurs, e înscris la foarte multe concursuri în perioada asta, muncește, studiază, acum este la școală. Muzica de asta e la Dinu Lipanti, la pian principal. Dacă vorbim de obiecte speciale adunate de-a lungul timpului, văd aici. Aici este ce n-am avut eu în copilărie. Eu în copilărie am fost sărăcuță. Nu prea aveam nimic și când mergeam la oamenii care erau mai avuți în casă, vedeam tot timpul cristal de Boemia, vedeam paharele acestea roșii, de cristal roșu de Boemia, se numește rubin, pahar de rubin și ce vedeam peștele, vedeam peștele de pe frigider și mi le-am dorit și eu foarte tare să le am și mi le-am achiziționat, am și macrameuri. Așa. Am fețe de masă de macrame pentru că cei avuți așa, cei care erau bogați aveau lucrurile astea și noi n-aveam. Și mi le-am luat ulterior. Cam câte seturi ai? Am foarte multe seturi de pahare, de farfurii, de lenjerii de pace. N-am avut în copilărie, să știi. Mi-am cumpărat. M-a ajutat Dumnezeu, am muncit, am cântat, am făcut bănuți și mi-am cumpărat de toate și nu lipsește nimic. Și acum chiar că am și chiar prea multe, de multe ori, pot să zic. Am ajuns într-un colțișor unde văd aici familie. E foarte important. Făcut pe comandă, uite, de exemplu, acest pom al familiei, să zic așa, este făcut pe comandă după ideea mea și am vrut să scriu aici jos cei pe care îi iubesc cel mai mult. Și am pus numele fiecarei persoane din familia mea. Într-o inimioară. Da, într-o inimioară. M-am pus și pe mine, că mai trebuia un loc. Dar oricum mă iubesc și pe mine. Eu că sunt capricioasă și câteodată și egoistă. Și aici pe cine avem? Iubita mea, aici este ticul meu care este la țară, a rămas singurel. Este mica mea, Dumnezeu să o odihnească. I-am pus și un înger aici eu. Am pierdut pe mama de un an și jumătate, pe frumoasa mea păpușă, iubirea vieții mele. Aici este Marco Mic. Și seara prin câte o lumânărică, așa și se vede frumos. Acum, de curând, am pus în casă obiecte de primăvară, am decorat pentru primăvară și am achiziționat multe chestii cu lămâie. Mi-am luat copiii ăștia cu cap de lămâie, pe care îi iubesc rău și eu și lebădă. Aici este tot o poză cu sora mea, cu mama și cu mine și cu sora mea la mare, când aveam eu concertele la mare și aveam foarte mare succes, urla, țipa lumea după mine, Minodora, cu bisuri din alea și ei veneau la mare în vacanță. Îți mai amintești pe ce ai dat primii tăi bănuți câștigați? Primii bănuți câștigați? Pe mâncare. Eu am fost grasă toată viața. Are super. Primii bănuți, hai să-ți povestesc primii bănuți. Primii bănuți a fost așa. Nu aveam niciun leu și nici mâncare în casă. Stăteam la închirie la Piața Reșița în București și am fost sunată de Kit Music, de Dan Popic. Eu am fost la Kit Music, reprezentanta Sony Ro în România. Am fost la cel mai grozav producător și am fost sunată. Minodora,
Bă, n-aveam un leu, aveam un leu și cu o seară înainte am avut un singur ou și atât de bătut în cap am fost că în loc să-l fierb, să-l pot mânca, l-am pus într-o cratiță fără ulei și s-a copt și s-a făcut amar, l-am aruncat după ce era un singur. Deci n-aveam nimic. Și am fost sunată a doua zi de Media Services, pentru că Laurențiu Duță, cu care făcusem proiectul Minodora la Maxim, scosese pe piață, pe o compilație, una dintre melodiile pe care le înregistrasem. Melodia se numea De ce ai plecat și pe mine m-ai lăsat. Și n-am știut că a scos pe piață piesa. Și m-a sunat Media Services și a zis: Minodora, vino că ai de ridicat 50 de milioane. Erau banii vechi. Bani. Da. Bani. Pe 50 de milioane, adică 5.000, nu, acum. Da. Sunt și acum bani. Bani. În ziua de azi. Imaginează-ți ce bani. Eu zic, zic, cum, atât, cum, cum? Zic, dar n-am cu ce să vin pe la Media Services, că Media Services sunt partea de nord a Bucureștiului, la Piața Reșița. Dar vin! Zic, cu ce vin? Zic, că până aveam un leu, da. Cu ce mă duc până acolo? Zic, că haideți că iau un taxi și zic să mă aștepte până îmi dați banii de acolo și achit așa. Și mi-am luat taxi, m-am dus, mi-am luat banii și când m-am întors înapoi, m-am oprit la Piața Reșița și ce mi-am luat din primii bani? Multă plasă de mâncare. Asta zic. No. Și faci mese frumoase și fac mese frumoase un și set așa special. Uite, da, mai am de alea de rubin. Iată. Uite câte am. Spune-i tu pentru multe. Masa de bogătani. Da, pentru masa de bogătani de pe timpul lui Ceaușescu. Așa. Și acum se potrivesc perfect la petrecerile tale. Da, da, fac câteodată, fac așa communist style masa de pe timpuri, mai fac, fac așa. Uite, am și de asta. Ca să fiu gen Cruella și să fiu șmecher. Nu, eu nu fumez, nu sunt fumătoare, dar mi se pare că se pintele cu ăsta sunt... am înțeles. No. Și asta este, ce să zic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dorit și că... Okay. Perfect. Gata, trebuie să trenăm, că sunt bine acum. Asta e important. Și îți mulțumesc tare mult pentru vizită. Cu drag. Să ne vedem și cu altă ocazie. Și eu vă pup. Numai bine, sănătate. Înapoi la voi. Mulțumesc, Dana. În Sibiu urmează să apară platanii dreptunghiulari. În premieră națională, copacii de pe o stradă din oraș vor fi toaletați într-o formă inedită, la fel ca în capitalele europene. Arborii cu formă geometrică au devenit un adevărat subiect de dezbatere printre localnici. Municipalitatea din Sibiu s-a hotărât să toaleteze copacii de pe strada Oțelarilor în urma nenumăratelor sesizări primite din partea sibienilor. O parte dintre locatari s-au plâns de faptul că arborii plantați aici s-au dezvoltat foarte mult. Crengile sunt prea mari, iar rădăcinile distrug fundațiile caselor. Primăria a venit cu o soluție, iar tehnica aleasă este una folosită în premieră la noi în țară. La finalul toaletării, copacii vor avea coroana dreptunghiulară. Coroana arborilor, arborelui, va începe la 3 metri, asta e standard, 2,5-3 e standard pentru pietoni, ca să poată să treacă fără probleme. Va avea o dezvoltare de 5 metri în longitudinal și 3 metri în lateral. În total, 40 de copaci de pe stradă vor căpăta noua formă. Arată ca o colibă într-un copac. Da. Vă place forma? Nu prea îmi place, dar oricum, mai mult decât arată acum aici, tot e mai bine așa. Eu cred că mai trebuie gândit un pic la aspect. Nu, suntem cubiști. Uitați-vă la noi cum arătăm, suntem frumoși. Până facem un pom pătrat, mai bine facem altceva. Pentru a realiza forma dreptunghiulară, în perioada următoare, pe coroana copacilor va fi montat un cadru din bambus cu rol de șablon. Potrivit reprezentanților municipalității, acesta va ghida formarea coroanei în anii următori. Forma copacilor a creat adevărate dezbateri pe stradă. V-ar fi plăcut altă formă? Ce formă? Asigur că da, rotundă era altceva, adică să arate exact copacul sub formă de con, nu sub forma asta. Asta e o piramidă, na, mă rog. În forma lui pe care o știm, este formă de copac, nu de pătra, nu de dreptunghi. Dar e mai interesant, nu? Așa. Potrivit oficialilor, copacii vor ajunge la forma dorită în următorii 2-3 ani, iar lucrările de toaletare valorează aproape 30.000 de lei. Coafurile texturate cu mult volum și strălucire sunt la modă și în 2024, iar hairstylistul Bianca Ruzneac vrea să le învețe și pe colegele sale de breaslă cum se realizează un astfel de look, așa că la cursul pe care l-a susținut de curând a avut-o ca model pe cântăreața Iulia Bucur. Cântăreața Iulia Bucur a fost model pentru cursul susținut de hairstylistul Bianca Ruzneac la Cluj-Napoca. Pun mânuța pe dedesubt, iată, nu pieptănați, cu mișcarea ață, adică pun așa pieptănă și
intra de jos în sus. În același timp, să nu fie atât de întinsă, ca să văd totuși unde este volumul. Și încerc să tapez printr-un tapaj cu fos, din aproape în aproape. Încântată de rolul de model și îmbrăcată într-o rochie de gală albastră, cântăreața a stat neclintită în fața cursantelor venite să învețe tehnici noi pentru coafiuri spectaculoase și rezistente de la Bianca. Cu cătele vreți mai voluminoase, cu atât veți tapa și mai mult, primul strat. Și fixativ, exact aici pe margine, pe marginea șuviței precedente. De fixativ aici, las șuvița în jos, ce fac? O extind. Da? Ca să murce strat peste strat. Este pentru a doua oară când am venit la cursul Biancăi. Sunt foarte încântată de fiecare dată când mă solicită, pentru că este foarte talentată și de fiecare dată vine cu coafiuri noi inedite și de fiecare dată abia aștept să văd cu ce mă mai surprinde. De data aceasta, Bianca a surprins-o cu o coafiură în valuri potrivită pentru părul ei lung. Pe lângă că valurile sunt foarte spectaculoase, sunt și foarte rezistente și am zis să-i facem acum un test, să vedem cât de bine rezistă. Hai să le mototolim așa de tot și să vedem cât de bine vor rezista ele. Da, dacă valurile sunt bine făcute, oricât de mult ai strânge și oricât de mult ai ține de păr, ele vor rămâne intacte și în același timp pare destul de natural. Contează foarte mult ca părul să nu fie înscărit, mai ales când vine vorba de valuri. Dacă părul este înscărit, nu o să iasă atât de frumos. Într-adevăr, modelul trebuie să fie super, pentru că, practic, orice ai face până la urma urmei, orice coafură ai face, dacă modelul e ceea ce trebuie, coafura e și ea perfectă. Iulia Bucur este o artistă cu multe evenimente și concerte la care trebuie să arate impecabil, iar cursurile Biancăi o ajută și pe ea să-și aranjeze părul atunci când are nevoie. Pentru mine cel mai ușor este să-l întind sau să-l fac și așa valuri, dar nu mă pricep cum se pricepe Bianca, desigur, dar îmi place să venite la cursurile ei pentru că mai ascult și mai învăț mici trucuri. După finalizarea cursului, artista Iulia Bucur a făcut o ședință foto în care a pus în evidență coafiura spectaculoasă. Și pentru că tot am început să vorbim despre familia Pavel, astăzi în studio alături de mine se află celebrul artist Marcel Pavel, tatăl lui Sasha. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce prezentare ați făcut lui Sasha, mă bucur! Sasha, într-adevăr, este un copil talentat, foarte talentat, de multe ori indecis pentru că el vrea să facă multe și nu izbutește să finalizeze chiar tot ce își propune. Dar acum, în proiectul acesta nou, cred că va reuși cu siguranță, pentru că e un tip ambițios. Cât de mândru sunteți de Sasha? Foarte. Dar mai are până ajunge la apogeul acela. Vreau să văd pe marele scene ale lumii cu muzica pe care el a îmbrățișat-o cu stilul acesta de muzică acum, actuală. Eu nu sunt neapărat un adept al acestei muzici. Îmi place să ascult doar câteva minute, după aceea nu mai pot să ascult, pentru că sunt, cum spune Sasha, ești depășit de evenimente. Și am spus, nu e adevărat, Sasha, mi se pare puțin repetitivă, prea repetitivă această muzică pe care tu o abordezi, dar mă bucur pentru tine, îi spun lui, că iată, ți-ai găsit o linie care îți place, zic eu, muzicală. Și soția dumneavoastră bănuiesc că îl felicită pentru că vă urmează în carieră. Nu îl felicită, la Dora, adică e băiatul lui mami el. A, serios? El e băiat, da, corect, am zis bine. Cum este să fii tată de 3 copii minunați? Superb o să fie, cea mai mare fericire de altfel, lucrul cel mai important în viață, familia. Care este cel mai răsfățat dintre copii? Mi se pare că Sasha, auzi, știi? Sasha, sper că nu te uiți la televizor, dar el se mai răsfată așa cum maica sa, cu mine nu. Dar Juvenalia este, ea este centrul atenției zi de zi. Mezina familiei. Da, ea nu este alintată neapărat. E fetiță și noi toți umblăm așa foarte gingaș cu ea. Vă doriți să vă urmeze și ea în carieră? Ea deja face acest lucru, dar nu eu îi impun. Eu doar i-am arătat o mică parte din variantele pe care le-ar putea alege în viață. Pentru șlefuirea sufletului, am spus, poți să faci muzică, iată și balet clasic, cochetează și cu canto puțin, teatru, da, e la 4 cursuri ea, deci nu are timp să stea, ea își petrece timpul foarte, foarte util. Ce-mi povestiți despre concertele care vor avea loc de Paște? Da, am
mai multe în luna aceasta, aprilie, apropiere de ziua Paștelui, am 6 concerte, pentru care și la Chișinău, alături de Dan Negru și părintele Vasile, este și corul Mitropoliei Basarabiei, este un concert foarte mare. Iar celelalte sunt prin toată țara, Arad, la Câmpul Lung, Mușel, orașul copilăriei mele, iată, avem concert pe 25 aprilie, concert de muzică religioasă, alături de corul Patriarhiei Tronos și sperăm să se bucure lumea în momentele acelea de, spune, de dumnezeire. Muzica aceea este înălțătoare, să știți. Nu știu dacă ați făcut parte vreodată la un concert de muzică religioasă. Ați fost vreodată? Am fost. Da, e măcar în lunile acestea să fim cuprinși de smerenie, măcar. Sunteți un om credincios? Logic, da. În afară de... Nu exagerat. În afară de cei menționați, cine va mai urca pe scenă alături de dumneavoastră la concerte? Bine, concertul cel mai important va fi în decembrie, dar o să vină apropiere. Am să vă aștept aici să-mi povestiți. Și atunci o să vă spun tot despre el. Acum sunt variantele acestea de pian-voce. Sunt alături de maestrul Andrei Tudor, pianist și dirijor, avem și cu band și cu orchestră mare, dar prefer să cânt piesele religioase numai pian-voce. Într-o liniște în această desăvârșită, fără zgomot prea mult. Aici se audă mesajul. Domnule Marcel Pavel, pe scurt, cel mai prețios sfat primit de la Sasha. Cum adică el să mă scute? El să vă sătuiască cu ceva sau cu ceva impresionant. Atâta îi trebuie, nu vă spărați. Nu? Cum adică sunt de el mie? Eu îi dau lui sfaturi, cum sunt de el mie? Ce l-ați sfătuit pe adică, copilul dumneavoastră? Adică trebuie să fiu părintele care ascultă de copil sau cum? Mă gândesc că v-a impresionat cu ceva vreodată, în afară de faptul că este un artist. El mă impresionează mereu cu existența sa. Sfaturi sunt de el mie mai puțin. Dar îmi spune, tati, ba da, mai spune. Ce ar fi să schimb puțin stilul, să fii mai modern? Și am spus, dom'le, dacă tu încerci mie să fiu modern, aș fi penibil la vârsta mea. Eu trebuie să mențin linia mea romantică, stilul meu muzical, cu orchestrație și influență modernă, da, dar ca stil de cântat, nu. Am înțeles. Vă mulțumesc tare, tare mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. S-a terminat emisiunea așa de repede să termin aici la voi. Aici așa e la știri, nu? Da. Așa la știri. Bine, știrile sunt extraordinare. Vă iubesc, dragul meu, și dragul meu, așa te iubesc. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci și atât îți trebuie dacă îmi duci la capăt ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere. Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea se încălzește simțitor, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane, dar și în sudul Banatului, unde vor fi și rafale de peste 60 de km pe oră, precum și în Oltenia, Dobrogea și estul Moldovei. Maximele zilei se vor încadra între 12 și 17 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și se vor înregistra 16 grade în Ploiești, 15 grade în Slobozia. În Transilvania va fi o zi plăcută cu soare și maximă de până la 14 grade în Alba Iulia, 13 grade în Sibiu. În Moldova cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă până la 16 grade în Galați, 13 grade în Piatra Neamț. În vestul țării ne bucurăm de vreme însorită, vântul va sufla slab până la moderat și vor fi iată 17 grade în Timișoara, 15 grade în Oradea. În Oltenia avem parte de o zi cu soare, temperaturile cresc ușor în comparație cu cele de ieri și se vor înregistra până la 16 grade în Târgu Jiu, 17 grade în Turnul Severin. În Dobrogea se încălzește ușor față de ieri, cerul va fi mai mult senin și vor fi până la 14 grade în Mangalia, 17 grade în Tulcea. În capitală, vremea se încălzește mult față de ieri, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar maxima atinge 16 grade. La noapte avem cer variabil, vânt slab și minima coboară până la 6 grade. Mâine să știți că vremea va fi închisă, dar șansele să plouă sunt reduse, iar în jurul prânzului se vor înregistra în jur de 16 grade.
La munte vremea se încălzește astăzi, cerul va fi variabil, dar spre seară se va înnora, mai ales în Carpații meridionali și în munții Banatului, unde pe alocuri va ploua, iar la altitudini mari sunt anunțate condiții pentru precipitații mixte. 6 grade vor fi în Semenic, 10 grade la Stâna de Vale. Iar acum prognoza meteo personalizată. Vanessa m-a întrebat cum va fi vremea mâine în turnul Severin. Maxima ajunge până la 15 grade și sunt șanse să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept un mesaj pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.